Sfinții trei ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, mai sunt numiți și protectori ai învățământului teologic, deoarece fiecare dintre ei a avut o contribuție esențială la teologia creștină. Sfinții trei ierarhi, patronii bisericii noastre, cu mare, mare bucurie în sufletul meu și m-am rugat să-mi ajute la necazurile care le-am și eu acasă. Am venit la biserică în această mare zi de praznic, unde este hramul acestei sfinte biserici, împreună cu ceilalți credincioși. Ne-am bucurat să-l avem în mijlocul nostru pe Înalt Preasfințitul Calinic și a fost o bucurie extraordinară că astăzi, într-o zi obișnuită de săptămână, am avut o adunare mare de credincioși care au răspuns afirmativ chemării noastre și s-au bucurat și au înțeles că ziua hramului este a doua zi de sărbătoare după învierea Domnului nostru Iisus Hristos pentru biserica aceasta. Sărbătorirea Sfinților Trei Ierarhi are o semnificație, am putea spune, absolută. În sensul că cei trei sfinți ierarhi au pus pietrele, să spunem așa, trainice a învățăturii și mai ales a, cum e Sfântul Ioan Gură de Aur și Sfântul Vasile cel Mare, cele două sfinte liturghii care se săvârșesc în cursul unui an liturgic. Astăzi s-a săvârșit liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur. La îndemnul Înalt Preasfințitului Părinte Calinic, construcția Bisericii Sfinții Trei Ierarhi a început în 2009 și a fost finalizată în luna decembrie a aceluiași an. Un ajutor deosebit a fost oferit de primăria orașului Mioveni, dar și de credincioșii parohiei. Am participat și eu și aș dori să transmit locuitorilor din orașul Mioveni, cu ocazia acestei sărbători, multă sănătate și Dumnezeu să aibă în pază și să le dea mintea cea mai bună. Biserica Sfinții Trei Ierarhi, al cărui hram a fost sărbătorit astăzi, a devenit neîncăpătoare pentru credincioșii adunați aici. Sfânta liturghie arhierească a fost oficiată de Înalt Preasfințitul Calinic împreună cu un important sobor de preoți și diaconi.